cred că ați mai văzut de câteva ori imaginile astea. Microfon, clipboard-ul pentru prezentare și plecăm. Se anunță un nou weekend plin, așa că trecem la treabă. Neața la vlogul cu numărul 30, în momentul în care împlinim exact 3 luni de vlogging. Am însă o curiozitate, o nelămurire, o situație ciudată. Ar trebui să denumesc materialul car vlog sau trip vlog? Car vlog pentru că vă voi arăta de la Carnavalul Florilor, unde mergem, niște mașini cu totul și cu totul speciale. Platforme acoperite de flori, care alegorice. Trip vlog pentru că facem o excursie, ce-i drept foarte mică, ocazionată de o premieră cu care chiar mă laud. După exact 5 ani de zile, urc pe scenă în Piața Unirii, din Oradea, la un eveniment organizat de Primăria Oradea. E Carnavalul Florilor, un eveniment care are loc atât în Debrețen, vezi vlogul numărul 2, vlogul numărul 3, cât și în Oradea, în fiecare august, 20 sau 21. Mergem în Piața Unirii, care este locul emblematic din punct de vedere al turismului. E destul de ciudat să fiu turist acasă. Pentru cei care cunosc Oradea, o să aleg un traseu destul de sinuos către Piața Unirii, din dorința de a urma exact traseul caravanei. Cu ocazia Carnavalului Florilor vor fi 4 care alegorice care pleacă de aici, din zona Bulevardului Decebal. Aceasta va fi parcarea unde ele vor fi adunate și prezentate publicului și se va merge cu o demonstrație stradală, cu dansatori, cu muzică ușoară sau populară până în Piața Unirii. Oradea este înfrățită cu Debrețen de aproximativ 20 de ani și de când am intrat în Europa, adică din 2007, evenimentul care în Ungaria se petrece pe 20 august se repetă pe 21 august și în Oradea, sub titulatura de Fereastră deschisă spre Europa. Cei drept carele alegorice în Debrețen sunt mult mai multe, doar o parte dintre ele ajung în Oradea, iar anul acesta vor fi doar 4. Ele sunt realizate de către instituții publice sau de către firme particulare. Unul dintre cele 4 este realizat împreună de Primăria Oradea, împreună cu Primăria Debrețen și am să vi-l descriu în detaliu. Cred că nu vor intra carele alegorice pe aici, dar noi ca să respectăm regulile de circulație va trebui să facem această buclă. Cel mai probabil că vor lua la stânga pe Tudor Vladimirescu, chiar peste liniile de tramvai, în zona intersecției în care vom ajunge în doar câteva secunde. Și traseul este un pic modificat în acest an, tocmai pentru că în Oradea, în perioada concediilor de vară, când traficul este un pic mai lejer, se întâmplă tot felul de reparații, de înlocuiri de conducte, de săpături. Sunteți obișnuiți deja cu treaba asta, motiv pentru care se pare că traseul va fi foarte scurt, aproape la jumătate față de ceea ce trăiam în trecut. Caravana va veni cel mai probabil din stânga și o va lua la stânga să ajungă pe strada Tudor Vladimirescu, cea care ne duce în Piața Unirii din Oradea, recent renovată și până la urmă punctul de atracție maximă din punct de vedere turistic al orașului. Mai sunt și alte lucruri care au fost renovate, pentru că orașul, să recunoaștem, și-a schimbat fața în bine în cele mai multe proiecte. Nu toate au fost reușite. Asta în dreapta e primăria și vedem că deja se și desfășoară evenimentul. După cum bănuiam, pe timpul weekendului nu ai acces cu mașina în zonă, ci doar cu mijloacele de transport în comun. Acela este locul în care ne vom desfășura, unde o fi scena. Sper că avem o astfel de scenă sau măcar o instalație de sonorizare. O să-mi caut o parcare aici pe primăriei, deși văd că e destul de aglomerat. Cu mașina parcată în așa fel încât să nu deranjăm circulația tramvailor, pentru că și asta e o problemă în Oradea, pornim la drum. O luăm pe jos înspre Piața Unirii. În partea stângă, primăria, o clădire impozantă care are o istorie de peste 100 de ani. După care vă voi arăta principalele puncte din zona istorică, unde în această perioadă de final de august are loc în mod tradițional Carnavalul Florilor. Aceasta este clădirea Palatului Vulturul Negru. Iată și unul dintre vitraliile care
simbolizează pasărea care dă titulatura construcției în stil secesion din 1907. Este una dintre clădirile emblematice ale orașului și are un pasaj vitrat care aduce aminte de Galeria Vittorio Emanuele din Milano. O altă clădire simbol este Biserica cu Lună. A fost construită undeva până în anul 1790. O să vorbesc un pic mai încet pentru că este slujbă, așa după cum puteți observa câțiva orădeni care n-au mai încăput în interior, sunt chiar afară. Acum, e un pic ciudat, ce e drept, că acolo e deja la eveniment muzica pe scenă și aici e rugăciunea, ce e drept, pe terminate. De ce se numește Biserica cu Lună? Avem o sferă cu un diametru de 1 metru, colorată jumătate pe negru, jumătate pe auriu, care, printr-un mecanism unic și original din 1793, arată fazele lunii. Iată și carele alegorice, o să mergem să le vedem, cele patru pe care am promis că le arătăm și în vlogul nostru. Renunțat un pic la cămașă pentru că probabil nu știți, dar materialul e realizat în două zile diferite. Probabil că nu o să am timp să vă ofer imagini de la scenă pentru că atunci voi prezenta, așa încât iată am venit după carele alegorice pentru a vi le arăta în această a doua zi a Carnavalului Florilor. Multă lume s-a strâns deja să facă fotografii cu cele patru care alegorice pe care urmează să le vedem în detaliu și să vi le descriu puțin. Chiar mă gândeam că este tipul de eveniment la care poți să vii liniștit cu familia și cu soția, pentru că în mod normal nouă bărbaților ne plac mașinile, aceste care alegorice fiind de fapt la bază niște mașini, iar fetelor le plac foarte tare florile, așa că e o combinație perfectă, ideală. Hai să mergem să vedem. Acesta este carul alegoric comun, Oradea de Brețen, prima dintre mașinile din paradă. Observăm o stilizare a cetății, de asemenea leul, care vorbește despre vitejia oamenilor din aceste locuri. Îngerul, pentru că noi suntem popoare creștine și acolo avem reprezentată cetatea Oradea, care are un efect deosebit pentru că aici este un cub dintr-o oglindă. Al doilea car este cu Carnavalul Florilor de la Debrecen, asta scrie aici. Și avem coroana Sfântului Ștefan, cel care a fost sărbătorit ieri în Ungaria, pe data de 20 august.
de numele său se leagă creștinarea poporului vecin. Aici este carul alegoric al unui centru comercial din Debrețen cu un mamut și un elefant, amintind parcă de Ice Age, însă ei fac reclamă la o expoziție care va avea loc în perioada 1-17 septembrie, expoziția de mamuți la ei în centrul comercial. Sunt chiar flori naturale. Și aici avem al patrulea și ultimul car alegoric, realizat împreună de primăria Estergom cu Debrețen, unde vedem pastorul care le cântă din fluier oilor. Carnavalul s-a terminat, carele au plecat, lumea s-a dispersat, iar noi o să facem o scurtă mișcare pentru a vă arăta Oradea și din alt punct de vedere. Thank you.
Thank you.